asistență, doamnelor și domnilor, stimați colegi, bună ziua! Vă mulțumim foarte mult că sunteți astăzi alături de noi la evenimentul de lansare a Institutului Național pentru Educație și Leadership. Veți fi de acord cu noi că asigurarea calității procesului educațional depinde foarte mult de pregătirea profesională atât a cadrelor didactice, cât și a celor manageriale. Complexitatea acestei profesii constă în faptul că nu există un program care ar pregăti cadrul didactic ca să facă față tuturor dificultăților cu care se confruntă la locul său de lucru. Ultimii ani au scos în prim plan acest adevăr. Suntem la etapa când viteza cu care au loc schimbările în lume solicită de la fiecare dintre noi o pregătire permanentă a competențelor profesionale. Crește responsabilitatea noastră pentru propria noastră pregătire profesională. În anul 2023, prin hotărâre de guvern, a fost creat Institutul Național pentru Educație și Leadership, care are drept obiectiv propulsarea acestui proces, susținerea și impulsionarea lui. Onorată asistență, doamnelor și domnilor, invităm în scenă pe unul dintre promotorii acestei idei, ministrul Educației, Cercetării, ministrul Educației și Cercetării a Republicii Moldova, domnul Dan Perciun. Bună dimineața tuturor! În primul rând, vă mulțumim mult că ați acceptat provocarea de a veni la acest eveniment duminică la orele 10. Știu că este lume care a făcut un drum lung pentru ca să fie astăzi alături de noi. Pentru noi, astăzi este o zi de sărbătoare, pentru că, în esență, se naște instituția care o să pună în practică, o să realizeze mentoratul în Republica Moldova. Despre mentorat se vorbește de mult. Avem aceste prevederi în Codul Educației din anul 2014 și, în esență, a luat ceva timp ca să operaționalizăm acest obiectiv. Și vreau pentru început să mulțumesc câtorva persoane care au făcut un efort deosebit pentru a promova această idee și pentru ca să ajungem astăzi aici. Doamnei Elena Nicolescu Onofrei, doamnei Valentina Chicu, doamnei președinte, care întotdeauna au susținut și au promovat acest deziderat ca să ajungem să vedem crearea unei instituții, responsabilitatea principală a căreia va fi anume crearea acestei rețele naționale de mentori pe care vrem să o vedem în fiecare școală din Republica Moldova ca un garant, ca un suport pentru creșterea calității predării în instituțiile noastre de învățământ. Noi avem așteptări foarte mari, fără ca să punem prea multă presiune pe doamna Andrițchi de la această instituție, pentru că ne dorim să avem un instrument prin care să putem să promovăm bune practici în sistemul nostru educațional, să avem o rețea de oameni pasionați de educație, o rețea de oameni progresiști, care să-și dorească să facă o schimbare, să facă mai mult, să-i susțină pe ceilalți în promovarea bunelor practici în educație. Avem un șir întreg de probleme pe care ne-am dorit să le putem rezolva prin acest institut. Fie că vorbim de violența în școală, fie că vorbim de bullying, fie că vorbim de digitalizare, toate acestea necesită o schimbare, o schimbare de mentalitate, necesită un supraefort din partea cadrelor didactice și atunci acest Institut Național pentru Educație și Leadership ar putea fi acest suport, acest stimul care să ghideze, să orienteze instituțiile noastre în învățământ în direcția pe care noi ne-o dorim cu toții. Deci, de principiu, institutul va avea două obiective de bază. Pe de o parte, vom avea această rețea de mentori care o să-i susțină în dezvoltarea lor profesională și personală a cadrelor didactice și, pe de altă parte, o să ne ajute pe noi să revedem programele noastre de formare continuă în așa fel încât să ne asigurăm că ele sunt relevante, că răspund necesităților cadrelor didactice și că, într-un final, produc acea schimbare pe care noi vrem să o vedem în instituțiile de învățământ.
Pe partea de formare continuă, știți că am lansat la Minister programul Investim în Profesori. L-am pilotat anul trecut. Sunt 3.000 de cadre didactici care au beneficiat de aceste cursuri în peste 60 de instituții de învățământ. Deci am pornit cumva procesul de regândire a formării continuă. Mergem în instituțiile de învățământ pentru că vrem să vedem o schimbare organizațională, vrem să vedem o schimbare la nivel de comunitate. Iar INEL-ul va fi acel catalist care ne va ajuta să scalăm, să monitorizăm și să asigurăm calitatea programelor pe viitor. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați venit astăzi și sunteți alături de noi în acest proces de schimbare. El o să necesite implicarea fiecăruia dintre dumneavoastră. Întotdeauna când lumea vorbește despre schimbări în educație, nu știu dacă înțelege că lucrurile iau un pic de timp și e nevoie de un efort comun al fiecăruia dintre noi. Sunt 24.000 de profesori în școlile noastre și pentru ca să se schimbe lucrurile la o asemenea scară, chiar este nevoie de un efort concentrat și de o disponibilitate a fiecăruia de a face un pic mai mult. Faptul că sunteți astăzi de aici este testamentul acestei disponibilități a dumneavoastră de a pune umărul la această schimbare și să știți că noi mizăm foarte mult să ne sprijiniți în acest proces. Vă mulțumesc și fii într-un ceas bun ca să reușim să obținem rezultatele pe care ne-am propus alături de INEL. Vă mulțumesc! Acolo unde școlile prosperă, prosperă întreaga societate. Asigurarea calității sistemului educațional nu este doar un concept cheie pentru Ministerul Educației și Cercetării. Este o prioritate pentru stat. Astăzi avem onoarea să avem alături de noi, pe excelența sa, președinta Republicii Moldova, doamna Maia Sandu. Bună ziua! Mă bucur că în ultima vreme educația devine o temă centrală în societate. Ce fel de copii vrem să creștem? Acest subiect ne unește pe tot mai mulți. Și la Forumul Național al Cadrelor Didactice și astăzi la inaugurarea Institutului Național pentru Educație și Leadership avem aici oameni valoroși din sistemul de învățământ care au venit să discute despre bunele practici, despre școală și copii, despre rolul profesorilor în construcția de valori și caractere. Domnule ministru, doamnă directoare, nu reușesc să văd acolo, vă urez succes în crearea și în funcționarea INEL. Sper că institutul va reuși să ridice calitatea predării în școlile din țara noastră, va ajuta pedagogii să adopte metode de predare noi și să se adapteze mai bine la condițiile moderne, tot mai complexe, din sălile de studii. Sper că profesorii formați cu ajutorul INEL, și sper că vor fi tot mai mulți pe an ce trece, vor căpăta prestigiul meritat și autoritatea necesară îmbunătățirii învățământului. Pe umerii dumneavoastră, a celor prezenți în această sală, a celor cu experiență, cu entuziasm și mai ales cu dragoste de educație și copii, stă misiunea de a ghida toate cadrele didactice și întreaga societate în acest proces complex de transformare a educației. Calitatea în educație produce oameni de calitate. Știm unde vrem să ajungem. Răspunsul la întrebarea ce ne dorim de la școală este limpede. Vrem ca educația și nu doar cea din școală să facă din fiecare copil din Moldova un adult independent, responsabil pentru propriile decizii, capabil să găsească soluții la probleme complexe și să-i ajute cu generozitate pe alții. Ce vrem să răspundem prin instituții ca INEL este cum ajungem acolo. Și nu pot să nu constat că în timp ce noi discutăm în liniște despre educație, avem această libertate și oportunitate. În țara vecină, în Ucraina, copiii învață alfabetul în subsoluri, iar profesorii predau
teme sub atacul bombelor, gândindu-se că fiecare lecție predată poate fi ultima. Această tragedie ne arată foarte clar cu o societate în care te poți dezvolta, în care un om se poate dezvolta plenar, este o societate, în primul rând, pașnică și, bineînțeles, liberă. Aceasta este societatea pe care vrem să o construim. Dreptul la viață, la exprimare, la educație, dreptul să alegi pentru tine, gândirea critică, acestea sunt valorile pe care vrem să le educăm. Și cine altcineva, dacă nu voi, cei dedicați educației, sunteți în prima linie a promovării acestor valori la copii. Este foarte important ca elevii să cunoască matematică, istorie, limbă română, dar în responsabilitatea noastră este să ne asigurăm că fiecare copil, indiferent câtă matematică știe, să aleagă să fie empatic, responsabil, să respecte drepturile celorlalți și să știe să-și apere propriile drepturi. Așa încât să trăim și să protejăm o societate în care oricine își poate exprima punctul de vedere liber, își poate afirma potențialul și își poate alege propriul drum în viață. Așa cum vedem în țările europene. Pentru că Uniunea Europeană este despre societatea în care vrem să trăim și noi. Uniunea Europeană nu este despre opțiunea pentru o ideologie politică, dar este despre o opțiune pentru un set de valori și un mod de a trăi. Cine altcineva, dacă nu voi și noi toți împreună, avem misiunea de a promova aceste valori, de a ne crește tinerii pentru o societate liberă a acceptării reciproce, a dialogului, de a-i pregăti pentru un viitor, de a-i învăța să coopereze pentru soluții comune și benefice întregii comunități. Știu că la prima etapă a activității sale, INEL va pregăti 1000 de mentori și formatori dintre cei mai buni profesori din Moldova. Iar aceștia vor lucra în școlile din toată țara și vor sprijini continuarea formării profesionale a colegilor lor pedagogi. Mizez pe faptul că rețeaua de mentori și formatori va contribui astfel la încurajarea gândirii critice și în rândul cadrelor didactice. Vrem ca toți copiii noștri să reușească, să reziste în societatea modernă. Și pentru asta avem nevoie de profesori activi, cu minți agere, deschiși pentru idei noi în toate școlile din țară. Avem nevoie de profesori care aleg integritatea, știința, compasiunea, munca onestă, pentru că elevii iau exemplul profesorilor și părinților. Nu-i așa? De cât mai mulți oameni care trăiesc ghidați de valori adevărate, avem nevoie mai mult decât oricând, într-o lume în care ignoranța, minciuna, dezbinarea și promovarea mediocrității prind teren. Și vă îndemn să ghidăm copiii anume pe calea valorilor adevărate. Voi sunteți autoritatea cu cea mai mare credibilitate în acest sens. Suntem în proces de aderare la Uniunea Europeană. Un proces complex care va pune țara noastră pe un parcurs de modernizare și transformare profundă și care va viza toate aspectele vieții din Moldova. Este important să vorbim în școli despre acest proces, despre ceea prin ce trece societatea noastră în parcursul european. Să vorbim deschis, pe față, despre ceea ce avem în vedere atunci când vorbim de valorile europene. Mă refer aici la lucruri simple pe înțelesul tuturor. Pace, libertate, democrație, diversitate, respect pentru demnitatea și viața fiecărui om. E important să punem în cuvinte clare, simple,
lucrurile pe care le prețuim și vrem să le protejăm. Aud că unii profesori de la noi ezită să poarte asemenea discuții în școală, calificându-le drept discuții politice. Îi rog pe acești profesori să privească atent realitatea din jur. Alegerea între pace și război, între democrație și tiranie, nu este o simplă discuție politică. De această alegere depinde viața noastră a tuturor. Și azi... și azi, și mâine, și peste 10, 20, 30 de ani. Educația prin valori nu este despre politica unui partid. Este despre politica și misiunea firească a școlii. Este despre datoria fiecărui profesor de a ajuta copilul să înțeleagă această realitate complexă și să aleagă conștient viitorul său. Din această realitate, copiii noștri învață a distinge falsitatea de adevăr, răul de bine, urâtul de frumos. Uniunea Europeană este un proiect al păcii, iar aderarea la UE este pentru noi o garanție în plus a stabilității Moldovei. Văzând devastarea și moartea pe care le lasă în urma sa războiul din Ucraina, noi alegem pacea și viața. În Rusia, opoziția este persecutată și alungată din țară. Liderii mișcărilor democratice sunt omorâți în închisoare, așa cum s-a întâmplat cu Alexei Navalny acum câteva zile. Iar oamenii care ies să le onoreze memoria sunt reținuți de cei care protejează regimul. Copiii noștri trebuie să cunoască și să înțeleagă dramele prin care trec oamenii care trăiesc într-un stat autoritar, anume pentru ca să poată să se protejeze și să poată să protejeze societatea pe care o vor construi. Școala formează, în primul rând, caractere. Urmărind aceste atacuri asupra democrației și frica instaurată în societățile autoritare, trebuie să înțelegem și mai bine ce avem de pierdut. Să prețuim și mai mult libertatea pe care o avem în Moldova și să fim și mai hotărâți în a ne proteja țara de orice tentative autoritare. Avem nevoie de aceste discuții în școală dacă vrem să înțelegem care sunt pericolele pentru societatea noastră și cum ne protejăm de ele. Sunt convinsă că ne dorim aceleași lucruri. Important este să muncim cu toții în aceeași direcție, așa încât copiii de mâine să trăiască liber și demn, să-și valorifice potențialul și să poată decide singuri viitorul. Anume, acestea sunt valorile pe care este construită Uniunea Europeană și aceste valori ne ghidează și pe noi. Să vorbim despre ele cu elevii, studenții. Să ne asigurăm că viitorul Moldovei rămâne în mâinile unor cetățeni cu demnitate, activi, conștienți și responsabili de propria viață și de viața celor din jur. Doamnelor și domnilor, trăim într-o lume complexă și plină de provocări. O lume în schimbare accelerată. În acest proces, rolul profesorilor și al sistemului de învățământ este foarte important. Vrem să avem oameni educați și vrem să avem cetățeni responsabili și informați. Mizez pe INEL să pregătească profesorii și cadrele didactice cât mai bine ca aceștia să devină mentorii și formatorii schimbărilor sociale de mâine. Mizez pe contribuția fiecăruia dintre voi la educarea unei societăți pregătite pentru viitorul european al Republicii Moldova, în pofida creșterii gradului de complexitate și incertitudine în care trăim. Și vă promit că vă vom fi alături în acest efort. Succesul nostru ca societate este în mâinile noastre.
Este poate o misiune grea, dar nu există misiune mai importantă în Moldova de azi decât educația. De aceea am încredere și în înțelepciunea și capacitatea creativă a profesorilor din Republica Moldova. Împreună cu voi putem duce țara în Uniunea Europeană și putem oferi moldovenilor un viitor al păcii și bunăstării. Curaj, drzenie și mult succes dumneavoastră! Doamna președinte, vă mulțumim foarte mult pentru sprijinul pe care ne-l acordați. Acest umăr, la sigur, o să ne ajute să avem o societate prosperă, o societate pe care ne dorim foarte mult. Doamnelor și domnilor, acest eveniment este organizat de către Ministerul Educației și Cercetării cu sprijinul partenerilor internaționali. UNICEF, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Cu deosebită plăcere invităm în scenă, pe reprezentată de țară UNICEF în Republica Moldova, excelența sa, doamna Maha Damash. Thank you. Your Excellency, Madam President, esteemed Minister Dan Prăciun, respected teachers, distinguished guests and partners, bună ziua. It is a pleasure to be with you all here today as we launch this illustrious National Institute for Education and Leadership, recognizing the evolving landscape of education and the profound impact it has on our society. Albert Einstein once said that he fears the day that technology will surpass our human interaction. Decades later, Steve Jobs said that technology is a wonderful thing if used properly, but too often it's used as a substitute for real human interaction. We need to remember what's important in life, the people around us, and the experiences we share with them. But in truth, it was the COVID-19 pandemic that served as living proof of the timeless wisdom conveyed by both Einstein and Jobs. The pandemic forced us to quickly adopt technological solutions for remote learning, and it spotlighted the essential role of teachers as frontline workers, those who not only teach, but also connect, while navigating the complexities of remote instruction and the technology that supports it. Despite their critical role, we often hear that teachers do not feel valued. And I'm not referring only to Moldova. In fact, across the OECD countries, only one out of every four teachers on average feels that they are valued in society. And this drops to less than 1 in 10 in some countries. The teaching profession is undergoing a profound transformation. Teachers are no longer expected to be carriers of knowledge and information. That is now widely and easily accessible to all. Their role now has the nuance of being guides, coaches, or mentors who provoke students to think critically, to distinguish what is real from what is fake, to process arguments and form their own opinions, to learn the facts and come up with their own solutions. We expect much more from our teachers than what appears in their job description. We want them to be both passionate and compassionate and foster a culture of social cohesion, collaboration in the classroom. It is unfortunate that teachers feel underappreciated because we clearly need their vital role more than ever before. Today's learners are also digital natives. However, amidst their digital proficiency, there is a concerning trend of increased loneliness and bullying. The PISA 2022 results reveal that 1 in 5 students in Moldova report feeling lonely while at school, with an additional 14% expressing feelings of being an outsider or excluded from school activities. This combination of hyperconnectivity and loneliness emphasizes the importance of adopting personalized, child-centered approaches to instruction. By prioritizing meaningful and diverse relationships, tolerance and respect, alongside educational and technological literacy, we empower children to navigate a complex world with integrity and compassion. Educators today must balance between digital advancements with the nurturing of empathy and social skills. This dynamic interplay underscores the importance of the teacher's role in fostering a collaborative and inclusive learning environment that empowers children to become active participants in their own education and prepares them to thrive and become dynamic, informed European citizens in an increasingly complex and interconnected world.
In order to do all of this, teachers too need support. And the creation of a network of mentors, trainers will contribute to enhancing the quality of education. From this perspective, INEL is not just another institution. It represents the reimagining of the future of education in the simplest, most meaningful way, teachers supporting teachers. With this profound understanding of the challenges and opportunities within Moldova, and within the Moldovan education sector, I should say, UNICEF has steadfastly invested more than $17 million in the education sector in the last 5 years. And we are privileged to continue this work with you all to ensure that every child learns, every boy and girl, every child with a disability, every child living in poverty, every child from a minority group, every refugee child. Fiecare copil. On behalf of UNICEF and the EU delegation, whose support is integral to this work, let me conclude by saying this. Haideți să recunoaștem potențialul transformator al educației și rolul în continua evoluție al profesiei de profesor. Împreună să valorificăm puterea INEL pentru a modela un viitor în care fiecare copil să aibă acces la o educație de calitate și fiecare educator să aibă sprijinul și resursele de care are nevoie pentru a inspira și a aprinde flăcarea cunoaștere. Mulțumesc! Salutăm prezența în sală a excelenței sale, doamnei Andreea Ciuzova, reprezentantă adjunctă PNUD în Republica Moldova. Your Excellency, Madam President, dear Minister Perciun, dear Director of INEL, Ms. Andritsky, dear Maha, dear education sector professionals, dear partners, dear colleagues. It is my pleasure to join the launch of the National Institute for Education and Leadership, INEL. On behalf of UNDP Moldova, I extend my appreciation to the Ministry of Education and Research for advancing this initiative as part of the education sector reform. Today, we have been reminded ourselves of the immense importance of the education in shaping the presence and future of societies. We are reminded that education is not only equipping individuals with knowledge and skills necessary to thrive in their lives, but also serves as a cornerstone of societal progress and sustainable development. In this reflection, we recognize and celebrate today the pivotal role of teachers and teaching managers in shaping the future of the society. Teachers are architects of knowledge, the mentors who inspire, the enablers for talents to develop, and they are catalysts for change. As we invest and will continue to invest in capacity development of teachers, we not only provide the tools, develop the skills and capacities, but also empower the teachers to deepen the modern, inclusive, quality education for all that is value-based, as we heard before. INEL will have an important, immense task to conceptualize the professional development for teachers and school managers with innovative perspective. Established with the aim to continuously enhance the quality of teaching and leadership, INEL will provide essential expertise in shaping the fair framework for pre-service and in-service training to monitoring the nexus between training and classroom realities. So INEL stands as a catalyst of positive change. With the financial support of the European Union, under the leadership of the Ministry of Education and Research, and in close cooperation with our partners such as UNICEF and others, UNDP is contributing and will contribute to establishing of INEL and to develop the training programs for teachers and managers. Specifically, we will start with supporting the development of continuous training programs for the teachers and school managers, such as School of Leadership for school managers, which is going to be a micro-credential program aimed at equipping schools managers to lead and drive positive change. But we will not stay only in this area. We stand ready to support you
in the reforms of the education system. We will be there to engage and support engagement of the private sector in education and work with the ministry to initiate Moldova for Education campaign, a career guidance and orientation at schools through exposure to knowledge about the labor market and its needs early on. We will be there to support digitalization in education, complementing the efforts of other development partners through deployment of education technologies in model schools, developing digital education resources, and helping to advance methods to teach STEM disciplines and other areas. We will be there to help to conceptualize and implement the model schools concept. Finally, together with the Ministry of Education and Research and our partners and other stakeholders, we will embrace the challenge with you, and as well as the opportunities that the reform in the education system brings, as they are led by the shared vision of educational excellence and societal progress. I wish everyone a really nice day. Thank you very much. Mulțumesc. Mulțumim mult pentru sprijinul pe care ne-l acordați de fiecare dată și, onorată asistență, domnilor și doamnelor, vă invităm în minutele ce urmează să aflăm mai multe despre identitatea Institutului Național pentru Educație și Leadership, despre principalele direcții, despre prioritățile de bază și cu mult drag o invit în scenă pe doamna Viorica Andrițchi, director interimar INEL. Stimată doamnă președintă, stimate domnule ministru, onorați oaspeți, parteneri, dragi colegi și prieteni, bine ați venit la primul eveniment al primului Institut Național pentru Educație și Leadership. Institut care a fost creat din grijă pentru fiecare profesor din țara noastră, pentru fiecare cadru managerial, pentru fiecare tânăr specialist, pentru fiecare student de la facultățile pedagogice. Pentru dumneavoastră a fost creat acest institut și prezența dumneavoastră astăzi aici la acest eveniment ne inspiră și ne motivează să mergem înainte cu misiunea pe care ne-o asumăm noi toți împreună. Onorată asistență, pornind de la noțiunea primară a formei scurte a institutului nostru, Institutul Național pentru Educație și Leadership, scurt INEL. Cu ce se asociază pentru dumneavoastră această noțiune INEL? Căsătoria. Frumos, căsătoria. Da, asta ar însemna, dacă luăm semnificația primară din dicționar, INEL semnifică energie, sinergie, completitudine, totalitate. Tocmai aceste noțiuni le-am luat la baza viziunii asupra dezvoltării Institutului Național pentru Educație și Leadership, asupra dezvoltării resursei umane din sistemul nostru educațional. Dragi colegi, ne asumăm în bază de parteneriat și creare de sinergii dintre toți factorii responsabil pentru calitatea educației din țara noastră, ne asumăm misiunea de a îmbunătăți calitatea predării și a conducerii prin implicarea noastră a tuturor în toate procesele care țin de formarea cadrului didactic. Ne avem pregătite acțiuni care ar îmbunătăți calitatea formării inițiale, în mod special un nou concept de practică pedagogică, care ar îmbunătăți calitatea formării continue și aduce în formarea acolo, la rădăcină, în instituția de învățământ și oferind pentru aceasta cei mai buni specialiști din sistemul nostru educațional care vor fi contractați de către INEL și vor oferi servicii de mentorat acolo, în școală, alături de fiecare profesor din școlile noastre. Pentru aceasta avem nevoie de sprijin, avem nevoie de sinergia noastră a tuturor. De aceea vă invităm să deveniți parteneri ai INEL, toți cei
care aveți gând bun pentru viitorul copiilor noștri, cadre științifico-didactice, directori de școală, parteneri externi, cercetători științifici, toți sunteți bineveniți în comunitatea mare a INEL. Împreună vom reuși, cu siguranță. Crearea acestei instituții, Institutul Național pentru Educație și Leadership, s-a bazat pe o multitudine de studii realizate pe parcursul mai multor ani, studii care au scos în evidență principalele provocări cu care se confruntă sistemul nostru educațional. Este vorba despre atractivitatea tot mai scăzută a profesiei didactice, este vorba despre problemele cu care se confruntă sistemul de formare inițială, sistemul de formare continuă, dar și motivația tot mai scăzută a cadrelor didactice de a crește profesional, de a evolua și a avansa în cariera didactică. În baza acestor probleme, provocări, am identificat un șir de oportunități. Aceste oportunități vin să scoată din sistemul nostru educațional problemele și să-l ajute să se revigoreze, să ajute să contribuie la educație de calitate. Onorat public, este acum momentul ca toți împreună să ne unim eforturile pentru a îmbunătăți imaginea cadrului didactic. Este important să venim cu acțiuni ferme de orientare a tinerilor către cariera didactică. Este momentul să venim cu un nou concept de formare inițială și formare continuă și, cel mai important, să susținem cadrul didactic în oricare etapă de carieră n-ar fi el. La început, în mijlocul carierei sau este perioada când poate să-și îmbunătățească, să-și împărtășească practica de predare cu colegii săi din instituție. Tocmai aceasta este misiunea instituției noastre. În cadrul instituției sunt create trei direcții. Una dintre direcții va avea drept responsabilitate formarea inițială și mentoratul. Practic, este direcția care va reforma, dar și va îmbunătăți calitatea formării inițiale și va monitoriza activitatea de mentorat, rețeaua de mentori din toată țara noastră. Avem direcția formare inițială și management de proiect, care se va îngriji de un nou concept de formare inițială și va veni cu un șir de proiecte în care vor fi implicate cadrele didactice din țara noastră, cadrele manageriale și toți cei buni din sistemul educațional care pot să contribuie la educație de calitate. Și avem direcția management instituțional, care va avea grijă de toate procesele, conjugarea lor într-un tot întreg. După cum observați la ecran, rețeaua de mentori va fi coordonată, gestionată de către INEL și va primi sprijin și consiliere pe tot parcursul activității rețelei. Ne dorim ca în 2024 sistemul educațional din țara noastră să beneficieze de cel puțin 1000 de activitatea celor cel puțin a 1000 de mentori, mentori care vor veni cu sprijin pentru tinerii studenți, pentru studenții de la practica pedagogică, mentorat de practică pedagogică, mentori care se vor îngriji de inserția profesională a tinerilor specialiști și mentori care se vor îngriji de dezvoltarea profesională a tuturor celor care au nevoie de sprijin în evoluția și în dezvoltarea sistemului său de competențe. Drept rezultate pentru cel puțin primul an de activitate, vom avea o rețea de 1000 de mentori, dintre care 40 de formatori naționali, care imediat, în perioada care urmează, în 2 săptămâni, vom demara procesul de selecție a formatorilor naționali. Aceștia vor fi formați prin intermediul experților internaționali. Totodată vom forma 40 de formatori regionali, care vor avea misiunea de a forma la nivel local
mentorii din raion, municipiu și vor monitoriza pe tot parcursul activității acestor mentori. Și cel puțin 920 de mentori, începând cu luna septembrie, vor veni cu servicii de ghidare, consiliere, îndrumare a cel puțin 10.000 de cadre didactice în 4 luni. Este cifra minimă pe care noi ne o propunem și efortul mentorilor va fi orientat către soluționarea celor mai problematice aspecte ale sistemului nostru educațional, cu problemele majore cu care se confruntă copiii noștri astăzi în școală. Avem drept prioritate să susținem în procesul de inserție profesională cel puțin 300, de la 300 la 500, așa cum spune domnul ministru, tineri specialiști, care sperăm că în anul 2024 septembrie se vor integra cu succes în practica pedagogică. Avem drept rezultate preconizate un șir de concepte, strategii, analize, studii și toate acestea vor ținti în problemele sistemului educațional. Ne vom veni cu un nou concept de formare inițială, un nou concept de formare continuă, venim cu strategii și studii care ar scoate în evidență problemele tinerilor specialiști acolo în școală și drept rezultat venim și cu formări continue, cu programe de susținere a tinerilor pentru inserția profesională. Totodată, colegi, venim cu noi generații de programe și această practică care deja a început în acest an, Ministerul Educației, prin intermediul programului Investim în Profesori, chiar a creat un nou model de formare continuă și respectiv Institutul Național pentru Educație și Leadership va veni cu programe de formare continuă pentru mentori, dar și pentru toate cadrele didactice pe probleme stringente, de la bullying până la noi metode de predare, noi aspecte care ar îmbunătăți calitatea predării și calitatea conducerii în sistemul nostru educațional. Venim cu un pachet întreg de resurse metodologice accesibile pentru fiecare cadru didactic. Ne gândim la o platformă cu bune practici educaționale, manageriale, practici de succes în domeniul mentoratului. Acestea vor fi accesibile în format digital și pentru fiecare dintre dumneavoastră va deveni un reper pentru îmbunătățirea practicii sale. Colegi, noi avem, așa cum avem semnificația de INEL, ne propunem să creăm sinergii, să vă îndemnăm pe noi, pe dumneavoastră toți, să vă implicați în acest proces. Ori o instituție doar prin efortul, energia și motivația sa va reuși în măsură mică. Doar noi împreună vom putea să reușim. De aceea vă invităm în calitate de parteneri în acest flux sinergetic creat de către INEL să îmbunătățim imaginea cadrului didactic, să atragem tinerii în profesiune, să le demonstrăm că profesia didactică este onorabilă și este viitorul care ar ajuta țara noastră să-și rezolve multitudinea de probleme. Drept finalități, vedeți aici la ecran, ne dorim îmbunătățirea practicii de predare, ne dorim îmbunătățirea practicii manageriale, ne dorim elevi și studenți integrați cu succes în instituțiile de învățământ, ne dorim starea de bine a cadrelor didactice, a cadrelor manageriale, a noastră, a tuturor, pentru că acolo unde atmosfera este prietenoasă, centrată pe om, pe fiecare actor al procesului educațional, lucrurile merg bine. Întrebarea mea către dumneavoastră, sunteți cu noi? Vă mulțumim, vă mulțumim. Este un acord acum împreună în formă verbală. Dragi
prieteni, colegi, parteneri, să avem un inel, cum și hora noastră moldovenească este sub formă de cerc, ca să reușim împreună a oferi lui, acestui copil, un viitor mai bun. Mulțumesc! Mi-a plăcut imaginea, m-am asociat cu ea la moment, că suntem la început de cale. După cum ați aflat, în cadrul INEL își va desfășura activitatea Direcția Mentorat și Formare Continuă, care are drept obiectiv sporirea calității prin reconceptualizarea formării continuă și crearea unei rețele de formatori-mentor. Invităm în scenă pe doamna Lia Sclifos, șef Direcție Mentorat și Formare Continuă. Onorată asistență, stimați colegi, prieteni, vă salut cu mare... Vă salut cu mare drag pe toți în această sală și mă bucur că interesul pentru acest eveniment a adunat mult mai mulți oameni decât ne-am planificat noi și au venit oamenii pentru că le este interesant personal și nu de aceea pentru că noi am invitat sau am ținut neapărat să vină fiecare. Vă mulțumim mult pentru aceasta. Suntem aici, a repetat de câteva ori doamna președintă Maia Sandu, că sunt foarte importante valorile, cât de importante sunt pentru fiecare. De aceea suntem aici ca să conștientizăm cât de mult contează pentru fiecare valorile, cât de mult contează să știm nevoile personale și ale altora, ca să putem, în baza acestor nevoi, să dezvoltăm obiective și să atingem perspectivele la care visăm cu siguranță. Dacă vorbim despre conexiune, zicea doamna Andrițchi, vă invităm să fiți partenerii noștri, întotdeauna. Orice idee este binevenită pentru noi, pentru că această rețea de mentori care planificăm să o dezvoltăm nu este pur și simplu o rețea pentru INEL. Este o rețea pentru fiecare. Este o rețea pentru instituțiile care fac formare continuă. Va fi o rețea pentru instituțiile de formare inițială, pentru că împreună cu ei vom putea să producem o schimbare, altă schimbare, una după alta, așa cum vom simți că este nevoie. Și, în sfârșit, ne dorim o transformare. Fără a dori acest lucru, e foarte complicat să obținem asta. Iar pentru transformare, ca să fim siguri că s-a întâmplat acest lucru, o să vedem impactul pozitiv a intervențiilor noastre. O să vedem cât de important este să, ca fiecare om din această sală și fiecare profesor din țara noastră să simtă un beneficiu faptul că lucrează în sistemul educațional și că este profesor astăzi. De asemenea, sistemul educațional se simte că are o armată, dacă vreți să zic așa, care poate să intervină oricând în sistemul educațional cu noi idei și cu noi perspective. Și sigur că într-un final să avem schimbări sustenabile, planificate, pentru că ăștia de fapt sunt pilonii schimbării. Ce ne propunem să facem? În primul rând, spunea doamna Andrițchi, să reconceptualizăm formarea continuă. Asta nu înseamnă că ceva nu este în regulă cu formarea continuă. Problema e un pic mai departe. De aceea este nevoie să creăm un mecanism care ne-ar ajuta să vedem în ce măsură eforturile instituțiilor de formare continuă ajung până la clasă, ajung până la elev, produc schimbări la nivel instituțional. De ce e nevoie aceasta? Ziceam, avem formare continuă și avem aplicare la clasă. De unde știm că la clasă profesorul care a fost la formare continuă aplică ceea ce a învățat? Nu avem de unde știi. Mai facem câte un follow-up, ei ne povestesc lucruri interesante, dar a povesti este una, în realitate poate fi cu totul altceva. De aceea avem nevoie de acest inel de legătură între formarea continuă și aplicarea la clasă, care nu este altceva decât mentoratul.
De aceea rețeaua de mentori este rețeaua care ne va ajuta să aducem ceea ce se întâmplă la în programele de formare continuă în clasă și să beneficieze elevul, pentru că pentru el muncim. Acum există multe mituri despre mentorat. Există mulți oameni la noi în țară care consideră că sunt mentori, există oameni care fac mentorat, există instituții, organizații care pretind că își axează activitatea pe mentorat, dar există mituri. Și primul dintre ele este că trebuie să ai probleme ca să te adresezi la un mentor, ceea ce nu este adevărat. Te poți adresa pentru că ai o idee foarte bună și ai nevoie de un coleg, ai nevoie de o echipă pentru că această idee să devină realitate. Un alt mit este că tu, dacă ai o problemă, o dificultate, crezi că vei fi judecat dacă te adresezi cuiva și întrebi. Că cineva o să creadă că ceva nu faci bine, înseamnă că nu ești bun. Iar noi avem predispoziția aceasta de a ne autojudeca. Al treilea mit ține de faptul că mentoratul este doar pentru angajații care nu au performanțe. Și iarăși nu este așa. Mentoratul e pentru fiecare. Și asta o să observăm pe parcurs. Un al patrulea mit este că mentoratul este despre a pune întrebări și poate oricare să fie mentor. Și iarăși nu este adevărat, o să învățăm pe parcurs că este o artă deosebită să fii mentor și nu oricare poate să facă acest lucru. Fiecare din noi poate să meargă să asiste la o oră, poate să-și expună opiniile, să zică eu aș face așa, dar tu ai făcut așa, dar este mult mai complicat să organizezi o discuție ca de la mentor la cel mentorat, pentru ca omul să poată să aibă contextul și confortul necesar să-și expună singur ideile, să-și formuleze problemele și să poată să inițieze această discuție singur. Asta este o artă deja. Ce este de fapt mentoratul? Este un proces de îndrumare, vorbeam, un proces de creare a contextului de încredere. Fără o cultură a încrederii, mentoratul nu e posibil. În afară de aceasta, chiar dacă unii pretind că mentoratul se face în grup, nu este așa. Mentoratul se face doar față în față. În grup putem să organizăm consiliere, putem să discutăm despre probleme, dar acesta nu este mentorat. Și sigur că se implică ambele persoane. În conceptul nostru despre mentorat, chiar am propus încheierea unui acord între mentor și cel mentorat, care ar stipula obligațiile fiecăruia. Să nu vină mentorul să zică, eu să fiu mentorul tău, tu trebuie să faci A, B, C, D. Dar să zică noi împreună ce ne-am dorit să facem. Și ăsta ar fi un acord mutual foarte important pentru activitatea de mentorat, pentru că îți asumi aceste obligații. Asta deja a vorbit doamna Andrițchi despre tipurile de mentorat și că noi prin mentorat ne dorim să producem cât mai multe schimbări. Acum, ce se întâmplă în rezultatul mentoratului? În primul rând, mentorul este un constructor, ca și fiecare profesor. Doar că mentorul pune prima cărămidă, temelia, iar profesorii construiesc în continuare casa. În al doilea rând, mentoratul este despre idei. O idee care poate, plus o idee, pentru prima oară matematicienii o să zică că nu e adevărat, dar noi zicem o idee plus o idee poate fi egal cu 3 sau cu 4 sau cu 5. În afară de aceasta, întrebările, vorbeam și mai înainte, sunt energia care creează acest context pentru ca oamenii să poată să crească împreună și mentorul și cel mentorat. Prin urmare, ne dorim ca mentorii să facă o carieră în mentorat. Nu pur și simplu, de el este profesor, își dezvoltă o carieră ca și profesor, dar ne dorim ca să-și planifice o carieră de mentor și atunci sigur că vom avea rezultate. Noi l-am botezat pe mentor, mentor formator, agent al schimbării și nu din întâmplare. Tot am vorbit despre mentor, dar noi am zis mentor formator. De aceea, pentru că cadrul didactic experimentat pe care ni-l dorim să aplice la programul de formare pentru a deveni mentor,
o să aibă și rol de formator. El o să vină în fața colegilor lui din instituție cu anumite subiecte care sunt relevante în raport cu nevoile sistemului și ale instituției, iar după aceasta va avea grijă ca colegii lui să implementeze în siguranță aceste schimbări la clasă. Nu să urmărească cum o face, dar să aplice în siguranță, să aibă sentimentul acesta de siguranță. Și desigur că e nevoie de pregătire specială pentru a fi mentor. Fără această pregătire putem să mai călcăm prin gropi și noi și așa vom călca, pentru că e imposibil altfel. Dar această pregătire ne va scuti de unele situații incomode. Cine poate fi mentor? Vedeți că noi tot spuneam de rețea de mentorat. Rețeaua de mentorat națională va fi constituită din 1000 de mentori, dar în fiecare raion din țara noastră vor fi reprezentanții acestei rețele și vor crea rețele locale de mentori. Cine poate să fie până la urmă în această rețea și cine poate să fie mentor? În primul rând, cei care au cel puțin 5 ani vechime în muncă. Nu este adevărat că trebuie să lucrezi jumate din viață pentru a deveni mentor. Ai putea să ai nativ predispoziție pentru a putea munci pentru alții. Este nevoie să dețină doar gradul didactic 2, o să ziceți, dar de ce nu 1, dar de ce superior, dacă e o muncă atât de importantă. De aceea, pentru că un profesor foarte bun nu este egal cu un mentor. El poate fi un profesor foarte bun, dar nu poate fi un mentor. Și, desigur, ne dorim ca să aplice pentru această poziție persoane care deja au o poziție preactivă în instituțiile lor. Fac ceva pentru colegi. Vorbeam despre vârstă și nu puteam să nu zic despre renumitul specialist în leadership americanul John Maxwell, care spunea: am 70 de ani, dar continui să caut și înțelepciunea o găsesc uneori la profesori și mentori care sunt mult mai tineri decât mine. Am pus special această afirmație de aceea pentru că unii oameni poate se vor simți stânjeniți că uite, vine un tânăr care să-mi fie mie mentor, eu având o viață lucrată în instituția de învățământ. O să percepem mentorii nu ca pe controlori, asta ne dorim cel mai mult, dar pe persoane care împreună creează acel context pentru ca să schimbăm lucrurile spre bine. Cum vor fi certificați mentorii? Că ziceam că e nevoie de pregătire specială. Vor fi două programe de formare, ambele câte 5 zile față în față. 5 zile vor fi pentru dezvoltarea abilităților de a fi mentor și 5 zile pentru dezvoltarea abilităților de a fi formatori de mentori. Aceste programe vor fi destinate mentorilor formatori naționali și regionali sau raionali. În total vom avea 80. După care acești 80 de mentori formatori vor avea o perioadă de o lună jumate, cât reușim în acest an de studii, să încerce această practică de mentorat în instituțiile din care vin. După care vom avea o ședință de follow-up, o discuție și în timpul verii vom trece la formarea celor 920 de mentori instituționali. Am selectat deja în jur de 300 de instituții, dacă sunt în sală profesori care poate nu o să fie din aceste instituții, nu vă supărați, în perspectivă vor ajunge mentorii în toate instituțiile, dar inițial am selectat instituțiile care au mai mulți elevi și cadre didactice ca numărul beneficiarilor să fie mai mare. Și după ce vor trece și ei programul de formare ca mentor și formatori, nu formatori de mentori, dar formatori, vor implementa în instituțiile lor minimum 2 programe de formare, după care programe de mentorat pentru colegii lor, ca cele realizate în timpul programelor de formare să ajungă la clasă. Și în sfârșit, în ajun de anul nou, când vine și Moș Crăciun, o să certificăm toți mentorii după o perioadă lungă de implicare.
Această rețea națională, dezvoltarea ei o vedem în trei etape. La prima etapă, desigur că suntem acum, încercăm să informăm cât mai mult comunitatea educațională despre ce urmează să facem, după care o să avem programele de formare pentru mentori și la etapa a treia, deja ceea ce vă povesteam că o să se întâmple în instituțiile de învățământ din țară. Este aici o mică schemă, că zicea domnul ministru Perciun, despre conceptul, nou concept de formare continuă. Nu este în variantă finală, este doar viziunea noastră acum, la început de cale. Ne propunem ca orice schimbare, orice intervenție în sistem să fie făcută în baza unor schimbări constatate la nivel de sistem. După care, în baza acestor sistem, să se facă studierea nevoilor instituțiilor de învățământ, adică cât de bine sunt pregătite instituțiile de învățământ pentru a face aceste schimbări. Dacă vedem că este nevoie de intervenție, să fie elaborate programe de formare continuă pentru instituții, pentru cadrele didactice din instituții, sau să fie contractate programe deja existente, dacă acestea sunt în țară. După aia este practica a doua etapă a acestui concept. Este implementat programul acesta de formare la nivel instituțional, așa precum s-a exersat în programul Investim în Profesori. După care, mentorii formatori vor fi pregătiți la aceste subiecte și vor adapta programele pregătite la nevoile instituțiilor lor. Vrem să fim cât mai aproape de nevoia cadrelor didactice. Și în ultima instanță, la a treia etapă, va avea loc acel proces de mentorare care să asigure implementarea schimbărilor la clasă. Un lucru foarte important, documentarea bunelor practici și nu în ultimul rând analiza rezultatelor, după care o să reluăm acest proces. Ziceam, rețeaua de mentori nu este creată pentru ca să o utilizeze INEL, este creată pentru sistemul educațional și toți cei care suntem în sistem ne-am dorit să se adreseze toate instituțiile care fac formare continuă aceste rețele, ca să se asigure că instruirile lor ajung până la clasă. Asta este ideea inițială. Și desigur că împreună cu INEL noi suntem foarte deschiși, putem construi acest lucru și putem reuși în a dezvolta sistemul educațional și fiecare copil din această țară să se simtă iubit, apreciat și să primească ceea de ce are nevoie, încât să zică, nu mai vreau să merg nicăieri, vreau să rămân acasă. Pentru INEL este foarte important să contribuie și la conjugarea eforturilor în domeniul formării inițiale și a implementării proiectelor educaționale. Invit în scenă pe doamna Elena Sochircă, șef, direcție, formare inițială și managementul proiectelor. Stimată doamnă președinte, stimate domnule ministru, stimată doamnă Liliana Nicolaescu-Nufrei, onorată asistență, profesorii, ca lideri ai transformării, au o responsabilitate semnificativă în modelarea viitorului societății. Prin urmare, importanța unei formări inițiale solide pentru cadrele didactice este incontestabilă. Calitatea educației, pe bună dreptate, depinde considerabil de calitatea formării inițiale a cadrelor didactice, iar sistemul de formare inițială reprezintă o arie esențială în formarea și educația noilor generații de profesori. Direcția Formare Inițială și Managementul Proiectelor din cadrul Institutului Național pentru Educație și Leadership își asumă tot sprijinul, contribuția și rolul de partener al instituțiilor de învățământ superior în vederea creșterii eficienței sistemului de formare inițială a cadrelor didactice, precum și în inițierea proiectelor și a colaborărilor
internaționale în domeniul de activitate. Schimbările survenite la nivelul societății în ansamblul său, dar și la nivelul sistemului de învățământ, impun cu necesitate gândirea și regândirea, acolo unde este posibil, a unor noi forme de sprijin în formarea inițială a cadrelor didactice, și anume prin dezvoltarea unui profil de competențe pentru cadrele didactice care să reflecte rolul lor complex și divers, în complex și diversificat în contextul noilor cerințe și așteptări din partea beneficiarilor și a societății, dar și prin îndeplinirea cu succes a rolului și a misiunii de pe pozițiile ocupate, avansarea în carieră, obținerea performanțelor dorite, care să le asigure inserția profesională, integrarea profesională optimă în sistem. Ne dorim un sistem de formare inițială care să asigure o pregătire bună, echilibrată, integrată, care să combine cunoștințele teoretice cu cele practice, care să și suntem conștienți de importanța practicii pedagogice în formarea inițială a cadrelor didactice. Suntem conștienți de importanța aplicării cunoștințelor teoretice într-un mediu real de învățare. Respectiv, un prim pas în consolidarea cadrului normativ pentru sistemul de formare inițială a cadrelor didactice este elaborarea unui nou concept de practică pedagogică, concept care va sta la baza reactualizării regulamentului privind stagiile de practică în învățământul superior. Această activitate va fi realizată concomitent cu crearea și organizarea activității rețelei naționale de instituții baze de practică pedagogică, care vor contribui la construirea și consolidarea parteneriatelor școală-universitate în vederea creșterii relevanței stagiilor de practică pedagogică și a consolidării motivației tinerilor pentru cariera didactică. Desigur, este important să menționez și contribuția Direcției Formare Inițială la constituirea rețelei naționale de mentori în învățământul general și cu focusare preponderentă pe mentoratul de practică pedagogică, care va pune accentul pe importanța colaborării între unghiul de învățare, coordonator de practică, mentor, student, stagiar. Un alt domeniu de intervenție foarte important este corelarea continuă a relației dintre programele de studii ce țin de formarea inițială și cea continuă, precum și implementarea achizițiilor la nivel de clasă, realitățile cu privire la implementarea acestor achiziții. Respectiv, gândirea sistemului de formare inițială trebuie corelată și cu perspectiva formării continue, cu atât mai mult că nu totul în materie didactică poate fi aprofundat de la bun început. E nevoie de o viziune dinamică și integrativă care să ofere o dezvoltare profesională bine gândită și ca aceasta să apară ca un continuu pe axa temporală. Respectiv, în acest sens vor fi realizate expertize corelative, studii care vor facilita această corelare. O formare inițială și continuă presupune corelativitate și completitudine ale acestor două parcursuri. Voi menționa și alte domenii de intervenție, doar le voi trece în revistă și nu le voi dezvolta. Este vorba de identificarea tinerilor cu vocații și încurajarea acestora să urmeze o carieră didactică. Este o activitate esențială pentru îmbunătățirea calității învățământului, pentru rezolvarea problemelor legate de lipsa cadrelor didactice și pentru promovarea unei culturi a învățării, la fel pentru a promova productivitatea și capacitatea de inserție profesională a absolvenților. Sunt esențiale informațiile cu privire la parcursul profesional al absolvenților după obținerea calificării, atât pentru a înțelege cauzele problemelor legate de capacitatea de inserție profesională, dar și pentru a identifica soluțiile la aceste probleme, iar în acest sens va fi elaborată metodologia de monitorizare a traseului profesional al absolvenților în învățământul superior pedagogic.
Desigur, ne dorim o vizibilitate internă și internațională prin diseminarea practicilor de succes, colaborări, cercetări, identificarea partenerilor potriviți misiunii și atribuțiilor INEL, acordarea cadrului teoretic și practic pentru formarea inițială și formarea continuă. Și, totodată, pentru asigurarea calității și a relevanței procesului de formare inițială a cadrelor didactice, ne dorim o colaborare eficientă, o comunicare permanentă cu toți partenerii implicați în acest proces, instituțiile de învățământ superior, instituțiile de învățământ preuniversitar, colegii și toți factorii implicați. Ne dorim asigurarea unui dialog permanent și a unei comunicări transparente în vederea identificării nevoilor și așteptărilor reciproce. Ne dorim stabilirea unor mecanisme privind monitorizarea, evaluarea și feedback-ul care să contribuie la o îmbunătățire continuă a procesului de formare inițială a cadrelor didactice, precum și promovarea proiectelor și a activităților comune care să sprijine schimbul de bune practici, inovarea și dezvoltarea profesională în sistemul de formare inițială a cadrelor didactice. Vreau să închei cu gândul că nevoile profesorilor sunt cele care determină natura și conținutul formării în universități, iar profesionalismul în educație este rezultanta a trei factori. O formare inițială de bază, o formare continuă de calitate și o autoformare permanentă ce ține exclusiv de fiecare profesor în parte. Iar la acestea s-ar mai adăuga un factor oarecum extern care le determină pe toate, și anume un ethos, o motivație și o susținere din partea comunității. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc succes în activitățile desfășurate. Ne bucurăm foarte mult să avem astăzi alături de noi oameni deosebiți. Mă refer la fiecare dintre cei prezenți aici în sală. Avem oameni care au plămădit ideea creării acestei instituții. Oameni care prin activitatea sa au promovat și promovează în continuare principiile unei educații centrate pe copil, principiile unei educații de calitate, materializându-le în activități zi de zi, în activități concrete și experiențe. Vorbesc despre următoarea noastră invitată, care îi ofer cu mare drag microfonul, doamna Liliana Nicolaescu-Năfrei, președinta Comisiei Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media în Parlamentul Republicii Moldova. Stimată doamnă președinte, stimate domnule ministru, dragi parteneri, dragi prieteni, am cu adevărat emoții astăzi și am și o misiune, nu știu cine s-a gândit să mi-o ofere, dar pentru că tot am fost una dintre persoanele care s-a gândit la crearea acestui institut, cred că am fost și pedepsită astăzi. Să vorbesc despre INEL, care astăzi se inițiază, și despre impact și valoare. Impact și valoare, asta ne dorim, dar cred că mai avem, într-adevăr, foarte mult de lucru. Înainte de începerea acestei activități, vorbeam cu doamna Damaj și dumneavoastră îi spunea dar știți că e foarte mult de lucru încă. Da, știm. Tot înainte am reușit să schimb câteva cuvinte și cu domnul ministru Funeriu și dumnealui spunea: da, mă mir, cât de repede s-a mișcat această decizie. Repede de tot, din 2014. În 2014, atunci când, după 8 ani de discuții asupra codului educației, discutam aspecte cu privire la mentorat și insistam împreună cu doamna Sclifos și cu doamna Chicu că este nevoie să avem aceste aspecte în cod, atunci a început această discuție. Și, din păcate, a durat foarte mult și încercările de a face un regulament pentru mentorat așa și nu au ajuns nicăieri. Au trecut ceva ani, da? 2019, guvernul Maia Sandu, și am reînceput să discutăm. Am reînceput să discutăm și țin minte și acum discuțiile noastre, mai mult de atât, am reușit să punem cuvântul INEL cu ideea Institutului Național de Educație și Leadership, chiar și într-o înțelegere politică cu adversarii noștri,
care au consimțit că asta este important. Prin urmare, ce spuneați dumneavoastră la început, cineva dintre colegi a spus că ne unește importanța educației și tot ce înseamnă creșterea unui copil, zicea și doamna președinte, asta este ceea ce ne unește. Au semnat și dumnealor acea înțelegere din 2019, pe care am gândit-o la fel împreună cu colegii și era și doamna Chicu și domnul ministru Topală și domnul Iurie Cristea, colegul meu, cu care atât de însuflețit discutam despre INEL, ca pe urmă să ni se lase un pic aripile și să mai treacă câți? Încă 5 ani. Și aici este adevărat ce a zis domnul Funeriu. S-au mișcat lucrurile foarte repede și cred că trebuie să mulțumim prin aplauze domnului ministru Dan Tărciun. Este important să existe oameni care înțeleg, și iertați-mi redundanța aici, importanța unor elemente necesare în sistem și pot să le promoveze. Revenind la impact și valoare, cred că mie mi-a fost foarte ușor să mă pregătesc pentru această incursiune verbală în fața dumneavoastră, pentru că eu cred că poate nu întotdeauna hotărârile de guvern care încearcă să contureze o instituție reușesc să pună și foarte multe detalii foarte specifice, mai ales într-un domeniu ca al nostru care ține de educație. Dar eu cred că și din punct de vedere al prevederilor legale, ceea ce trebuie să facă Institutul Național de Educație și Leadership este de o importanță majoră. Legătura dintre teorie și practică. Astăzi, colegii antevorbitori au vorbit foarte mult și foarte bine punctat despre formarea inițială, formarea continuă și formarea pe bază de nevoi. De atâtea ori am discutat cu dumneavoastră, cu mulți din această sală, cât era de greu și neimportant pentru noi să fim prezenți în formări care se făceau de dragul formărilor. Nu conta de ce am eu nevoie astăzi la clasă, ce trebuie să fac mâine, mergeam la formare pentru că trebuie să am o bifă pentru procesul de atestare. Ei, nu este cazul să se mai întâmple asemenea lucruri. Foarte clar este subliniată și responsabilitatea institutului pentru partea de diseminare de bune practici. Ori toate istoriile activităților de succes din sistemul nostru educațional, cred că îmi veți da dreptate că s-au bazat anume pe diseminare de bune practici. Și aici este important și modul în care a început să funcționeze programul de investiții în profesori, întâmplându-se în instituții, în școli, eu cred că este foarte important, pentru că nu poți disemina bune practici doar lucrând punctual. Este nevoie de efort sinergic. Apropo de frumoasele metafore și de legătura cu ce impresii sau ce asociații v-a creat cuvântul în el. Deci eu cred că noi suntem în situația să analizăm foarte bine și să ne dăm seama că avem nevoie de un efort exact ca în sporturile de ștafetă. Nu poți să spui că ai câștigat dacă primul membru al echipei dintr-un sport de ștafetă a trecut linia de finish. Câștigi atunci când trece ultimul. Deci toată echipa școlii, profesorii, cadrele didactice, cadrele manageriale, când vom fi toți într-un pas, atunci vom putea spune că am făcut o schimbare. Și schimbarea, iarăși a fost astăzi un cuvânt la ordinea zilei. Știu că pentru unii dintre colegii noștri din teritoriu, când mai aud cuvântul schimbare sau, Doamne ferește, reformă, încep să se gândească. Dar eu cred că trebuie să ne gândim la schimbare exact ca în formula mea preferată, ca la fizică, delta, îmbunătățire. Asta este esența schimbării, de fapt. Vroiam să vă împărtășesc și ce asociație mi-a trezit mie cuvântul INEL astăzi, atunci când concepeam ideea, nu m-am gândit la asta. Mie cuvântul INEL mi-a trezit asociația, nu le am la mine, fiecare dintre dumneavoastră are un INEL cu chei. INEL cu chei. Avem cheia de la casă, avem cheia de la cabinet, avem cheia de la safeu, unii care au safeu, avem cheia de la mașină. Mie mi-a trezit anume această idee, inelul cu chei și cheile sunt toate lucrurile pe care noi toți, împreună cu dumneavoastră, trebuie să le facem pentru a ajunge la inimile copiilor și pentru a-i ajuta. Și pentru mine aceste chei țin de rolul sau rolurile pe care le are cadrul didactic. Mă tem să fur din următoarea alocuțiune, de aceea am să zic doar două cuvinte despre asta.
cadrele didactice, cadrele manageriale care sunt creatori de cunoștințe, așa cum zicea și domn profesor Miclea la forumul cadrelor didactice. Tot ei sunt facilitatorii învățării, tot ei sunt arhitecții mediului de învățare, apropo că suntem într-un mediu foarte propice, cred eu, și învățării și unor activități de acest fel. Tot cadrele didactice și cadrele manageriale sunt agenții schimbării, dar nu în ultimul rând vreau să mă întorc la ceva ce a răsunat în discursul doamnei președinte Maia Sandu și ce cred că noi toți trebuie să facem. Cadrele didactice și cadrele manageriale trebuie să fie și formatori de caractere. Pentru că dacă nu vom avea caractere, nu vom putea să realizăm toate acele obiective și nu vom putea să ajungem la acele valori pe care ni le dorim și care astăzi au fost instrumentalizate practic în toate discursurile pe care dumneavoastră le-ați auzit. Eu vreau să mai adaug la cele spuse despre valori o singură valoare care este probabil, ar trebui să fie intrinsecă pentru cadrul didactic, cadrul managerial și pentru oricine este în educație. Asta este dedicația, dedicația față de elevi, dedicația față de profesie și, nu în ultimul rând, dedicația față de comunitate. Și vreau să închei printr-un îndemn pe care mulți ani în urmă, cred că era 1996 și cred că eram într-o sală destul de întunecoasă și friguroasă și cred că eram la un prim program care se numea Managementul Schimbării în Republica Moldova. Și acum vreau să-l repet într-o sală foarte luminoasă, foarte călduroasă, foarte plăcută, în care vorbim nu doar despre managementul schimbării, dar despre educație și leadership, și leadership paideutic, nu în ultimul rând, leadershipul profesorilor, nu doar al managerilor. Și vreau să închei cu acest îndemn care, din nou, a mai răsunat astăzi aici, dar așa se întâmplă când vorbești la urmă. Vreau să vă invit să preluăm cu toții partea noastră de responsabilitate a fiecăruia, la fiecare loc de muncă unde muncim acum, în realizarea acestui deziderat și în asigurarea faptului ca Institutul Național de Educație și Leadership să fie instituția de valoare și cu cel mai mare impact în sistemul nostru educațional. Mulțumim foarte mult! Și dacă îmi permiteți, doamna Liliana Nicolaescu-Onofrei, în continuarea discursului dumneavoastră, resursele umane reprezintă principalul factor în excelența unei societăți. Dar ce înseamnă sintagma calitatea resurselor umane? Care ar fi indicatorii de performanță, de evaluare acestei calități? Despre aceasta avem astăzi oportunitatea să discutăm cu înaltul consilier european pentru educație în Republica Moldova, domnul Daniel Funeriu. Bună ziua! Mesajul meu e foarte simplu. Veți reuși. Și o să vă spun de ce o să reușiți. Există două motive fundamentale pentru care veți reuși. Primul, sunteți o țară condusă de femei. Aici cu domn ministru încercăm să echilibrăm gender balance-ul ăsta, dar credeți-mă, altundeva am reușit, dar în Moldova nu o să reușim niciodată. Cum zic englezii, the best man for your job is a woman. Al doilea motiv fundamental pentru care veți reuși. În Constituția Republicii Moldova, articolul 35, alineatul 7, spune așa. Învățământul obligatoriu este liber accesibil pentru toți, iar etapa următoare învățământului obligatoriu este egal accesibilă tuturor pe bază de merit. Republica Moldova este una dintre puținele țări care are cuvântul merit în Constituția sa. E un lucru esențial pentru că asta trebuie să credim cu toții, tineri meritoși, tineri care merită. Acum am să permit să divaghez puțin de la ce am scris aici și să vă spun că dincolo de orice, esența
reușite într-un sistem de educație, este modul în care o țară reușește să clădească o dinamică societală a învățării. Ce înseamnă chestia asta așa vagă și teoretică pe care vă spun? Când educația este o dinamică societală, învățarea este un reflex social. Și în Moldova aveți un lucru remarcabil. Această țară și-a ales președintă un om care a spus tinerilor că nu-și pot fura startul în viață. Un om care a pus educația pe primul loc. Un om care, prin ceea ce a organizat Forumul Național al Cadrelor Didactice, a deschis o deliberare despre educație. Deliberare, nu dezbatere. Dezbaterea e așezătoare. Deliberarea este un proces prin care se iau decizii. Iată, s-a luat o decizie, Inel, și cred că este o decizie extrem de importantă. Deci, cu toții veți reuși pentru că ați început să faceți din educație o dinamică societală. Și asta este esența. Vreau să vă spun 4 cuvinte. Profesori buni, țară prosperă. Aceste 4 cuvinte spun tot despre misiunea și motivația fondării INEL. Fondarea INEL-ului care, așa cum spunea doamna Niculescu Onofrei, datează de 10 ani. Este în legea, în codul educației de 10 ani. Și să vă spun un secret din spatele ușilor închise. Când se discuta la minister despre INEL și încercam să facem planuri, a venit doamna Niculescu Onofrei, zice, păi uite, din 2016 noi avem aici un plan. El există. Și aici, pe lângă o dinamică societală care este răspunderea liderilor unei țări, o dinamică societală a educației, cred că domnul ministru Perciun are marele merit de a fi vectorializat aceste decizii. Acum, faptul că Uniunea Europeană finanțează generos Institutul Național pentru Educație și Leadership arată că Uniunea Europeană nu este doar un slogan. Uniunea Europeană nu este doar o idee abstractă care plutește acolo așa undeva, departe de casele și mințile oamenilor. Uniunea Europeană este un partener care prin contribuția sa vrea un lucru simplu. Vrea să facă din copiii Republicii Moldova liderii generației lor. Și de aceea, eu așa citesc acel cuvânt acolo, leadership. Nu să fie mentorii liderii nu știu cui sau să fie un politician liderul nu știu cui, nu. Copiii Republicii Moldova să fie liderii generației lor. Și cred că aici este o misiune pe care INEL-ul poate să și-o îndeplinească. Dar să știți că acest sprijin al Uniunii Europene, Uniunea Europeană sprijină educația din Moldova în momentul de față cu 10 milioane de euro, din care o parte semnificativă vor merge către INEL prin UNICEF și UNDP. Dar există un motiv filozofic pentru care Uniunea Europeană sprijină educația din Republica Moldova. Și permiteți-mi, vă rog frumos, să vă citesc din Tratatul Uniunii Europene, care ne spune așa: Uniunea este competentă să desfășoare acțiuni de sprijinire, de coordonare sau completare a acțiunii statelor membre prin încurajarea cooperării și completarea acțiunii acestora. Atenție! Respectând pe deplin responsabilitatea statelor membre față de conținutul învățământului și de organizarea sistemului educațional, precum și de diversitatea lor culturală și lingvistică. Iată! Uniunea Europeană consideră că educația este formatoarea fibrei culturale a fiecărei țări. De aceea educația este în competența fiecărei țări. Uniunea o sprijină, evident, dar educația este în competența fiecărei țări. De ce? Pentru că educația formează fibra culturală, iar Uniunea Europeană nu dorește o aplatizare culturală. Uniunea Europeană dorește ca fiecare țară, fiecare cetățean al său să-și aducă contribuția prin matricea sa culturală unică. Și aici cred că este diferența fundamentală între Uniunea Europeană și alte uniuni, căreia, din păcate, această țară și teritoriul acestei țări au fost constrânse să-i aparțină. Uniunea Europeană vrea să fiți moldoveni în Uniunea Europeană. Și aici este... Aici este o a doua esență a sprijinului Uniunii Europene. Doamnelor și domnilor, cum arată țara astăzi, vor arăta adulții de mâine.
E limpede, doamna Andreiţchi, că vă veți pune, dumneavoastră și Inelu, vă veți pune semnificativ amprenta pe modul în care profesorii noștri vor fi și profesorii noștri trebuie să facă un set de alegeri care vă aparțin. Vă dau câteva elemente. Vrem să avem profesori exigenți și când spun exigenți, mă refer la exigență față de ei, față de întreg sistemul, față de elevi, să creăm un sistem care să fie un sistem exigent. Vrem să avem profesori care își exercită autoritatea intelectuală comportamentală la sala de clasă. Copiii nu învață, spunea cineva, copiii nu învață doar ceea ce profesorul știe, copiii învață și ceea ce profesorul este. Și de aceea această autoritate intelectuală, comportamentală, este esențială. Mai există un element despre care auzim frecvent vorbindu-se. Echitate. Ce înțelegem prin echitate? E un cuvânt care apare tot timpul. Să ne gândim la acest lucru. Echitate este atunci când ridici nivelul celor de jos. Când cei de jos ajung cât mai sus. Nu trebuie să ne gândim la echitate ca fiind un sistem în care nu ne ocupăm foarte mult de cei de jos și încercăm să îl egalizăm. Nu. Esența este să ridicăm cât de mult nivelul celor de jos. Un ultim element. Transmiterea de cunoaștere solidă. Și aici o să vă spun un lucru foarte concret. Cred că unul dintre elementele esențiale despre cum trebuie să arate un copil este legat de discernământ. În lumea de astăzi este esențial să avem copii și să avem cetățeni care au discernământ. Cred, dar asta este o decizie care vă aparține, că un om care știe matematică, fizică, istorie, geografie, filozofie, vorbește bine limbi, este un om bine înarmat pentru a avea discernământ. Și discernământul pe care tinerii noștri îl vor avea va face modul în care va arăta această țară. Două elemente aș vrea să mai menționez. Timpul trece extraordinar de repede. Azi ne plimbăm copiii cu căruciorul, mâine ei sunt la universitate sau își pun inelul pe deget, se căsătoresc. Acum este timpul acțiunii, pentru că modernizarea, doamnelor și domnilor, se face mai puțin la simpozioane și mai mult în sala de clasă. Și atunci e nevoie de agenția schimbării în sala de clasă și uriașa responsabilitate a inelului este reprezentată de modul în care veți pune în practică această rețea de mentori. Pentru că ei vor fi, ei și ele, vor fi agenții schimbării în sala de clasă. Prin ei și ele se pot obține rezultate rapide și nu peste 10 ani. Pentru că peste 10 ani, un copil care azi e în clasa 4-a s-a măritat, s-a însurat sau e la universitate. Deci, timp, nu mai avem timp. Nu mai avem timp. Iar la sala de clasă, mentorul este cel care poate să facă schimbări. Acum, voi spune foarte repede despre calitatea unui profesor. Și aici nu voi reinventa roata, ci voi reitera ceea ce a spus domnul profesor Miclea, membru în Consiliul INEL, la Forumul Național al Cadrelor Didactice. Nu trebuie multă filozofie. Un profesor bun este un profesor care, unu, știe cum să transmită conținuturi, știe cum să spună teorema lui Pitagora, știe cum să te învețe istoria, știe cum să te învețe geografia. Dar conținuturi fără metodă și fără sistem sunt, așa cum zicea bunica mea, un talmeș-balmeș. Copiilor trebuie să le dăm o structură intelectuală, trebuie să le oferim o metodă, iar profesorii fac acest al doilea lucru, conținuturi și metodă. 3. Un profesor bun știe să transmită o experiență emoțională pozitivă a învățării. Copilul să asocieze învățarea cu o experiență emoțională pozitivă. Și al patrulea element este legat de capacitatea copilului de a, sau adultului viitor de a operaționaliza învățarea, de a o folosi în practică atunci când are de rezolvat probleme reale, nu problema 5, pagina 16.
În viață, viața nu vine să ne spună rezolvăm problema 32, pagina 64. Și atunci, un profesor bun asta face. Transmite cunoaștere, transmite metodă, sistem, transmite o experiență emoțională asociată învățării și permite copilului să-și operaționalizeze cunoașterea. Două cuvinte de încheiere, colaborare și încredere. Inel are vocația să colaboreze cu toți cei care știu ce trebuie făcut. Fie că sunt învățătoare bune într-un sat din Moldova, fie că sunt profesori universitari, fie că sunt parteneri internaționali sau oameni de la care avem ceva de învățat sau oameni pe care putem învăța ceva, pentru că vă spun acum așa, informal, pentru că suntem între noi. Calitatea cadrelor didactice din Republica Moldova este uriașă. Vă rog din suflet, nu vă subestimați. Vă rog. E bine, în încheiere, vreau să vă doresc mult succes, pentru că atunci când Moldova va deveni membra Uniunii Europene, Moldova și moldovenii să se alăture Uniunii Europene cu fruntea sus. Pentru că tinerii de azi, copiii de azi, care sunt adulții de mâine, când vor păși în Europa, ei să fie admirați în întreaga Uniune. Când un moldovean va ajunge la Paris, la Berlin, la Roma sau la Madrid, lumea să știe că vine dintr-o țară care l-a educat astfel încât el să fie un lider al generației sale și un om admirabil. Veți reuși! Vă mulțumesc! Mulțumim mult, domnul Funier, încă pentru o doză de încredere în ceea ce facem zi de zi. Și haideți un pic, stimați colegi și onorată asistență, să reflectăm. Fiecare dintre noi, pe parcursul dezvoltării carierei sale, a avut parte de un mentor și poate nu doar unul. Amintiți-vă acum, vă rog, de el. Și răspundeți-mi la întrebare. Prin ce totuși se deosebește mentoratul de practicile actuale de suport în procesul dezvoltării profesionale? Vorbesc despre arhicunoscutele și un pic temutele asistențele la ore. Astăzi avem în sală doi oameni de excepție după mine. Vorbesc despre doi consultanți internaționale mentorat, formatori de mentori, e-moderatori, care ne face astăzi o pledorie pentru mentorat și mai mult de atât, vor simula o ședință de mentorat. Invit cu mare drag în scenă pe doamna Doina Cecilia Fleanță și Ada Bena. Bună ziua! Ne auzi? Da. Aveți pe ecran o metaforă a mentoratului care ne este foarte dragă. Ceea ce veți face dumneavoastră, sperăm, ca mentor, va fi să ajutați coconul să devină un fluture minunat care să zboare peste tot în țara asta. Să plecăm de la această afirmație a lui Malcolm Fallon. Schimbările în domeniul educației depind de ceea ce fac și de cum gândesc profesorii. E atât de simplu și totodată atât de complex. Ne propunem astăzi să aducem argumente pentru necesitatea mentoratului în viața profesională a profesorilor, debutanți și nu numai, să vă prezentăm condițiile necesare pentru un mentorat eficient, să vă arătăm care sunt beneficiile posibile și dovedite ale mentoratului pentru sistemele educaționale în care este implementat, să vă arătăm care
sunt, în experiența noastră, lucrurile care au impactat în cadrul formării mentorilor și să vă facem o demonstrație a unui mentorial. Mentorialul este ceea ce este numele pe care noi îl dăm discuției cu cel mentorat. Și acum să vedem ce înseamnă mentorul din școală. Mentorul din școală este o persoană capabilă, dar mai ales dornică, să îndeplinească toate cele cinci roluri principale pe care le are în formarea inițială, în sprijinirea formării inițiale și în, apoi în inserție. Primul rol este acela de model. Mentorul modelează sau îi arată celui mentorat mai ales ce să fie și cum să fie, decât ce să facă în clasă. El trebuie să facă acest lucru vizibil pentru cel mentorat. Element de legătură înseamnă persoana care facilitează învățarea secretelor meseriei. Mentorul îi va face legătura cu, sau îl va introduce pe cel mentorat în comunitatea profesorilor. Ca om cu greutate, este cel care își folosește puterea, capacitatea de a influența lucrurile în bine, în beneficiul celui mentorat. El îi va deschide uși, îl va face cunoscut celor cu care va avea el tangență în perioada care urmează. Ca sprijin, mai ales emoțional, mentorul trebuie să fie umărul pe care să poată plânge, urechea care să-l asculte. Deci trebuie să creeze condițiile necesare pentru ca profesorul să-și exprime sentimentele în siguranță. Și în rolul de educator, care e ultimul la enumerare, dar sigur că nu e ultimul ca și importanță, mentorul este cel care sprijină dobândirea de abilități, formării abilităților de observare din propriul demers didactic sau în propriul demers didactic, dar și în al altora, al învățării din propria experiență, dar și din altora, și ajută la dezvoltarea unor cunoștințe integrate care să-l ajute la a da răspunsuri unde și când va fi necesar la o varietate de nevoi imediate. De ce au nevoie de mentori profesorii debutanți? Ca să răspundem la această întrebare, există trei argumente. Primul este natura provocărilor inerente debutului în cariera didactică, cât și riscul de a renunța la această carieră dacă nu găsesc sprijinul potrivit. În proiectul Becoming a Teacher, adică cum devii profesor, s-au identificat patru teme caracteristice experienței pe care o trăiesc cei ce se pregătesc pentru o carieră didactică. Prima temă este importanța relațiilor cu elevii, cu colegii, cu părinții, încă din perioada pregătirii inițiale. A doua temă este o preocupare pentru identitatea lor, adică în ce măsură se percep tinerii profesori, debutanții, se percep ca profesori ei înșiși și în ce măsură îi percep ceilalți și îi apreciază ceilalți. A treia temă este încărcătura afectivă a procesului de formare a unui profesor, emoțiile lor pozitive și negative. Și a patra temă este relevanța sau irelevanța a ceea ce li s-a cerut să învețe sau a oportunităților care le-au fost oferite, oportunităților de învățare, și în ce măsură sunt acestea contextualizate.
Un mentor eficient în rolurile de sprijin, cele menționate mai sus, de sprijin, de om cu greutate și om de legătură, mentorul îl poate ajuta pe debutant în problemele relațiilor, a identității și în problema afectivă. Iar în rolul de model și de educator, el îl va capacita să vadă relevanța practică și contextualizată pentru el a ceea ce a învățat la facultate. Și dintre acestea, prezența sau absența unui sprijin emoțional este cea care influențează decisiv nu numai succesul pe care îl are profesorul în privința educării elevului, ci și modul în care satisfacția profesională duce la rămânerea în sistem. Al doilea argument rezidă în tendințele actuale privitoare la tipul de cunoștințe teoretice și respectiv de modul de învățare a meseriei didactice. În mod deosebit, la ineficiența modelului teorie-aplicare și importanța modelelor constructiviste și socioculturale. Evoluția din ultimele decenii, din domeniile înrudite ale cunoștințelor de specialitate și ale învățării profesiei de dascăl, subliniază într-o formă sau alta extrema importanță a experienței trăite. Principiile constructivismului arată că biografia personală și experiențele din trecutul persoanei influențează înțelegerea pe care aceasta o dă lucrurilor în prezent. Principiile socioculturalismului pun accentul pe participarea și experiențele practice din comunitate, iar profesorii, așa cum arată datele din ultimii 50 de ani, vorbesc în mod frecvent despre experiența de predare în școală ca fiind sursa cea mai de preț în învățarea profesiei. Această învățare experiențială poate beneficia de pe urma îndrumării unui expert, iar mentorii bine formați din școli, în rolul lor de educatori, sprijină învățarea meseriei didactice folosind experiența predării efective. Astfel, mentorii îi ajută pe profesor să-și dezvolte abilitățile necesare angajării în acest proces de-a lungul întregii lor cariere. În rolul lor de oameni de legătură și de oameni cu greutate, numai profesorii mentori din școală pot sprijini evoluția profesorului către o deplină integrare în comunitatea în care intră, cea a școlii, a profesorii, căci ei și nu profesorii din universități, de exemplu, sunt cei care sunt membrii cu drepturi depline ai acestor comunități. În achiziția cunoștințelor practice personale de predare, profesorii trebuie să aibă și să folosească diverse tipuri de cunoștințe. Trebuie să știe despre anumite lucruri, să știe cum să facă anumite lucruri și să știe intuitiv să folosească adecvat aceste cunoștințe în acțiune. O parte a acestor cunoștințe pot fi și trebuie să fie învățate în afara școlii. Altele însă nu pot fi învățate în afara școlii. Cunoașterea intuitivă de care are nevoie profesorul pentru a lua pe moment decizii instinctive corecte, care să-l ajute pe fiecare elev să facă următorii săi pași pe traseul procesului său de învățare, nu se dobândesc în același fel ca și a ști despre și a ști cum. Și se poate dobândi numai prin experiența trăită în școală și la clasă. Mai mult, aceste cunoștințe integrate se pot dezvolta numai în procesul planificării, predării, revizuirii, învățării
din experiența efectivă a predării. Deci un mentor poate juca un rol crucial în procesul învățării de către profesor a acestui fel de a ști, care este cel mai important, a ști să. Ca parte a acestui proces de susținere a capacității profesorului începător și nu numai, de a revedea, de a analiza și învăța din experiențele trăite, mentoratul sprijină profesorul să descopere valența practică a teoriei, dezvăluindu-i modalitățile de folosire a teoriei în gândire și planificare, de exemplu, în explicarea unui incident de la clasă sau găsirea unei soluții la o problemă ivită în clasă. Aceasta nu ajută numai la rezolvarea problemei relevanței, dar îi ajută pe debutant, de exemplu, în procesul integrării într-un tot coerent și congruent cu sens pentru el însuși, acelor despre care știe, acelor pe care știe cum să le facă și mai ales acelor ce știe să le facă. Un al treilea argument este legat de cerințele din majoritatea țărilor, cât și strategia lor în vederea dezvoltării unei forțe de muncă profesioniste. Ideea a fost menționată anterior aici. Deci cu nevoia totodată ca profesorii să reflecteze asupra prestației proprii și să fie capabili să ia decizii proprii în cunoștință de cauză. Multe sisteme educaționale naționale exprimă explicit cerința sau aspirația de a avea o forță de muncă profesionistă în educație. Ultimul argument la această pledoarie pentru nevoia de mentori, pentru profesorii începători și nu numai, este acela că un mentor din școală poate reprezenta sprijinul indispensabil de care au nevoie debutanții pe drumul lor către deplina profesionalizare sau profesorii cu oarecare experiență în dezvoltarea lor profesională în toate sensurile de mai sus și că, în mod particular, rolurile de model, de om cu greutate și om de legătură, precum și unele aspecte ale rolului de educator, nu pot fi îndeplinite de niciun alt tip de profesor de profesori. Iată câteva dintre condițiile necesare pentru un mentorat eficient. Studiile despre mentorat din ultimele câteva decenii au identificat câteva condiții indispensabile pentru un mentorat eficient. Acestea ar fi nevoia formării mentorului și a creierii unei oportunități de dezvoltare. Întocmai precum cunoașterea și fluența în limba engleză, de exemplu, nu sunt suficiente pentru a fi un bun profesor de limba engleză. Tot așa, a fi un bun profesor de limba engleză nu e o garanție că vei fi și un bun mentor pentru un profesor de limba engleză. Deși în ambele cazuri, cunoașterea limbii sau faptul că ești un bun profesor de limba engleză sunt condiții necesare și validează rolurile pe care le ai de jucat ca mentor, ele nu sunt suficiente. O sumă întreagă de alte cunoștințe sunt necesare pentru ca un profesor să devină mentor. Și, prin urmare, trebuie acordate oportunități de formare și dezvoltare, precum și alocarea de timp pentru implicarea în aceste tipuri de activități. Nevoia de cunoaștere, de recunoaștere a mentorilor calificați. Când ați fost întrebați, dacă vă amintiți de mentorul dumneavoastră, cei mai mulți dintre noi, eu sunt prima, ne amintim de mentori informali, persoane care ne-au influențat în carieră, dar care nu erau mentori calificați.
erau mentori informați. Efortul pe care îl face un profesor în formarea lui ca mentor pentru a dobândi aceste cunoștințe și a se angaja în acest rol suplimentar merită recunoaștere. Este un rol solicitant care presupune deprinderi specifice. Mentorii au nevoie de un mediu stimulativ. Pe lângă un macrocontext stimulativ, este nevoie de un mediu stimulativ în școală. Conducerea școlii va trebui să-și arate sprijinul pentru activitățile de mentorat, pentru că vor fi adesea schimbări de orar, schimbări de săli, de mobilier, dar mai ales e vorba de sprijinul acordat de colectivul didactic din fiecare școală, unde ceilalți profesori să fie pregătiți să accepte vizita unui debutant sau unui student în practică la orele lor. Și în sfârșit, nevoia de timp. Pentru ca un mentorat să fie eficient, se presupune că mentorul să se pună la dispoziția celui mentorat cât se poate de mult și de bine. Și pentru ca acest lucru să se întâmple, e nevoie de timp. E nevoie de timp și pentru a organiza întâlnirile și mentoratul în sine, dar și pentru dezvoltarea profesională a mentorului. Mentorul este în sine un profesor și el va avea orarul lui. Câteodată e nevoie ca acest orar să fie adaptat cu orarul celui mentorat pentru a putea să organizeze tot ce ține de mentorat. În studiul pe care îl menționam mai devreme, Becoming a Teacher, se evidențiază faptul că unii mentori nu au putut să găsească timpul necesar pentru a organiza toate cele menționate mai sus și ei au fost calificați, au percepuți ca indisponibili. Tot indisponibili au fost și cei care erau într-o clădire alăturată și nu puteau în momentul în care simțea profesorul nevoie înaintea unei ore de un sprijin oarecare, nu îl puteau oferi pentru că nu erau acolo. Deci toate considerațiile de mai sus sunt privitoare la resurse, ceea ce întărește nevoia unui macro-context stimulativ. Alte beneficii. Cât despre alte beneficii ale mentoratului, putem spune că pentru mentori, mentoratul este benefic pentru ei înșiși. El sporește satisfacția profesională, îi îmbunătățește prestația ca profesor și se pare că programele de mentorat de succes duc la creșterea sentimentului de colegialitate reală în școli. Și deci este clar că mentoratul e o formă de dorit și necesară în sprijinul profesorilor, mai ales a celor începători, și în același timp este o sursă de alte beneficii aduse acestei profesori și dacă se acestei profesii și dacă se acceptă acest lucru, atunci se vor introduce programe de mentorat și va fi nevoie să se facă eforturi și în vederea creării condiții, menținerii condițiilor de mentorat eficient. În ceea ce privește impactul cursurilor de mentor, iată ce ne spune o fostă cursantă a noastră. Satisfacția după parcurgerea acestui curs este completă, gândul că plec acasă e plăcut, dar sunt tristă că trebuie să mă despart de cealaltă familia mea. Hai să zicem numai asta. Principiile cursului de mentor, pe scurt, pentru noi, învățarea nu este un proces de umplere a unor vase goale, nu e un transfer de cunoștințe, nu e în același fel și în același timp pentru toți. E un proces activ de construcție și achiziție de cunoștințe, e creare de noi înțelesuri, e într-o varietate de feluri și în ritmuri diferite. În viața reală, oamenii învață numai ce e relevant pentru ei. Și nimeni nu poate învăța pentru tine. Predarea e facilitarea învățării, e crearea unui climat prielnic de învățare. Atenție, ceea ce ei învață nu e neapărat ceea ce predai tu.
Iată care sunt implicațiile pentru învățarea la profesori. Învățarea se face la locul de muncă, e legată de o preocupare reală, într-un context real, în școală, în clasă. Profesorii învață pe baza unui model de reflecție și acțiune, printr-un proces de deconstrucție și, reconstrucție a unor practici și convingeri. Învățarea se face cel mai ades prin experiență, pentru că, așa cum spuneam mai înainte, prin experiențe proprii. Nimeni nu poate învăța meseria în locul lor. Formatorii sunt doar facilitatori ai învățării. Ei trebuie să creeze un mediu potrivit pentru această învățare. Și pentru ca învățarea să fie eficientă, și profesorii au nevoie de un climat prielnic de învățare. Cât despre dezvoltarea profesională eficientă, ea se face în echipă și este centrată pe problemele școlii. Este orientată pe, pe procese și nu pe produse, se bazează pe reflecție, este experiențială, se face în colaborare și, așa cum ritmul de învățare este diferit, la fel și ritmul de dezvoltare profesională este diferit. Dar ea presupune dorință, participare și construcție. Mentorialul, așa cum vă spuneam la început, este numele pe care noi îl dăm discuției de după o lecție observată de mentor. Ea are la bază un model de reflecție asupra lecției pe care îl promovăm în cursurile de mentori. E nevoie însă să facem distinție între tipurile de observare și aici nu... chiar o să trec repede pe ele. Există mai multe tipuri de observare și adesea nu suntem conștienți de asta. Ele sunt folositoare atât celui care observă, cât și celui care învață. În general, sunt mai cunoscute două tipuri de observare. Observarea pentru evaluare și observarea pentru dezvoltare. Observarea pentru evaluare este adesea considerată o observare judecătorească. Cei mai mulți profesori au trecut prin astfel de observări, fie în cursuri de formare, fie în primii ani de carieră. Agenda este externă în aceste observări. Adică altcineva decât cel observat, un formator, un inspector, un director, un șef de catedră, te judecă pe baza unor criterii specifice. Aceste criterii pot stabili dacă ești destul de bun să absolvi cursul sau destul de bun să predai în școala asta sau în altă școală. În observarea pentru dezvoltare, cel observat decide dacă dorește să folosească această oportunitate, acest instrument pentru propria dezvoltare profesională. Cu alte cuvinte, agenda observării o stabilește cel observat. Iar observatorul e fie un coleg în observarea colegială, fie un mentor. Cel observat decide când vrea să fie observat, de cine și cu ce scop. Principiile acestui, uite că nu iese bine. Principiile mentorialului este o pendulare, numim noi, da? Principiul este discutat în această carte pe care am afișat-o acolo. Și o să vă facem o demonstrație de cum poate arăta o discuție între mentor și cel mentorat, fie după o lecție în care cel mentorat a fost observat sau nu. Mentoratul se poate face și atunci când mentorul nu participă la ora celui mentorat. Așa, spune-mi, ce ai observat? Ce s-a întâmplat? Am observat că elevii nu erau atenți atunci când am încercat să fac exercițiul acela de gramatică, cu întrebări, cu răspunsuri. Vrei să spui că elevii erau agitați? Ce făceau exact? Se uitau unii la alții, se întorceau, vorbeau. Aha, aha. Cum crezi că putem explica asta?
Mă gândesc că poate erau obosiți, că era a cincea oră. Da. Poate se întâmplase ceva în pauză și acum Aha. ei discutau. Aha. Poate n-au înțeles bine enunțul exercițiului. Dumneavoastră, ce credeți? Poate era prea greu? Posibil. Bine. Ce ai învățat la facultate despre ce trebuie să faci ca să menții atenția elevilor tăi? Îți amintești ceva? Știu că am învățat că există mai multe tehnici de menținere a atenției, a concentrării, uh-huh. dar nu le-am aplicat până acum. Uh-huh, uh-huh. Vrei să discutăm despre asta acum? Să-ți clarifici această problemă? Da, da, ar fi bine. Uite articolul ăsta. Uite-te un pic pe el. Învățătoarea de aici propune câteva activități pentru menținerea concentrării. Aha. Ia, uite-te da. Un pic. Da, da. Bun, și acum că te-ai uitat, care crezi că e cea mai bună explicație dintre toate cele pe care le-am enumerat anterior pentru ce s-a întâmplat în clasă? Cred că păstrarea concentrării a fost totuși cauza. Pentru că realizarea sarcinii am verificat-o cu elevii din prima bancă. Ei știau ce să facă. De asemenea, dificultatea nu era prea mare din moment ce au putut răspunde la primele două întrebări cu multă ușurință. Mm-hmm. Ok. Ai dori să revezi aceste metode și poate și o altă carte? Ai vrea să-ți dau o carte în care să le găsești? Da, sigur. Bine. Bun. Și acum, ce urmează? Păi o să revăd activitățile prin care pot păstra concentrarea elevilor sau interesul uh-huh, lor. Uh-huh. Uh-huh, uh-huh. Bun. Da. Deci cum crezi că poți face ca să stimulezi învățarea la elevii tăi și la tine? Păi, în primul rând, cred că o să-mi fac o listă a acestor activități uh-huh. și o să încerc să le introduc în planurile de lecție, pe care o să vă rog să le discutăm înainte de oră. Perfect. Ne întâlnim înainte de ora următoare. În concluzie, procesele din mentorat au ca scop realizarea unor scenarii, ca cel pe care vi l-am prezentat anterior, care permit dezvoltarea celor trei feluri de a ști. Să știe despre, să știe cum și să știe să. E nevoie de timp și de răbdare pentru asta. Pentru că schimbarea se petrece gradat, nu decretat. Mulțumim foarte mult! Cred că fiecare dintre noi, privind această simulare, nu o singură dată și-a adus aminte de momentul în care am avut nevoie, ne-am simțit și noi exact în aceeași situație. Am avut nevoie de încurajare. Și uitându-mă la sală, înțelegem și noi că și dumneavoastră aveți acum nevoie de o pauză. În minutele ce urmează aveți parte de ea, o pauză de cafea cu durată de 30 de minute, dar vă rog foarte mult să fiți atenți la ceea ce urmează. Noi cu dumneavoastră ne-am adunat aici ca să discutăm împreună despre necesitatea și importanța dezvoltării și creierii acestui sistem, aceste rețele de profesionaliști, de formatori, mentori. După pauza de cafea, o să vă invităm să lucrăm în ateliere, după cum urmează. Fiecare dintre dumneavoastră știe în ce atelier a fost invitat. Reprezentanții ai organelor de specialitate în domeniul învățământului. Dumneavoastră veți lucra în sala Google Room, etajul 3. Reprezentanții universităților și colegilor pedagogice vor lucra tot la etajul 3, în sala Idea Room, numărul 1. Reprezentanți ai centrelor de formare continuă sunt invitați tot la etajul 3, în sala Edu Lab. Reprezentanți ai mentorilor formatori, vă deplasați în sala Mediateca, etajul 3. Dacă eu nu greșesc, pe scări la dreapta, prima sală e al dumneavoastră. Reprezentanți ai cadrelor manageriale, dumneavoastră sunteți invitați la etajul 2,
În sala de conferință Orange Digital Center, vă rog foarte mult să fiți atenți. Nu vă deplasați cum ieșiți din această sală la dreapta. Dumneavoastră mergeți la stânga, treceți pe lângă selele de baie, acolo sunt scările pe care și urcați la etajul 2. Colegile noastre vă vor ajuta să vă deplasați. Specialiștii tineri sunt așteptați în sala 103, la acest nivel, iar cadrele didactice, pentru că suntem cei mai numeroși aici în sală, și studenții, care sperăm noi că vor fi viitorii noștri colegi, rămân să activeze aici, în această sală. Și după cum urmează, stimați colegi, vă invităm la o ceașcă de cafea cu aromă de scorțișoară, îmbinată perfect, cu un schimb colegial de impresii. Poftă mare și vă așteptăm peste 30 de minute!